Vorbim de dresaj, vorbim de echilibru, vorbim de educație, vorbim de responsabilitatea de a-i instrui pe oameni, pe proprietarii de câini, în mod corect, pentru a putea să se bucure de companionul lor, pentru a putea să se bucure de o viață cu acesta de calitate. Dresorul pozitiv îți va spune cât de rele sunt anumite instrumente. În schimb, dresorul pozitiv face mai rău decât face un dresor echilibrat. There's a battle going on in the world of dog training between trainers like me who use positive reinforcement and those that think that the root cause of a dog's bad behavior is a desire to dominate. On your mat. And now it's Benji's turn for a mat attack. Good boy. On your mat. On your mat. On the mat. On the mat. Good boy. Stay. Didn't release you. Back. Good boy. Stay. It takes a little more work, but eventually Benji starts to enjoy his mat too. She never raised her voice. If she did, she would have got bitten. And the dogs seem to be responding well. The attack was so severe that Rachel was rushed to casualty. He just started biting me. He bit me on my finger there. My leg. There, my leg there, and he bit me on my chest there. I'll give you my take on it, my view on it. Okay. But again, it has to be your decision. I think there is no question. This dog should not be rehomed. This dog, I'm afraid, should be put down. The dog is actually euthanized now, but this is a dog I worked with for a while. I am the last person that wants dogs put down, but in this case, this dog is now dangerous. This is classed as a dangerous dog because it has mauled. It hasn't just bitten, it's mauled, and it's going to do it again and again and again. It sounds like he has maybe some sort of neurological condition. This is usually associated with fear or mental illness. I'm so sorry to hear about it, Graham. No. And I know how much you love him, and I really know how much you do, and you're a lovely man. But this is what you've got to do. Yeah. And what we're doing in essence is we're teaching the dog, kind of like we're letting the dog think that the dog is training us. She never raised her voice. If she did, she would have got bitten. No. No. Oh. Un dresorul pozitiv face mai rău decât face un dresor echilibrat care folosește un anumit tip de instrumente sau un altul în funcție de situații, adaptând abordarea în funcție de profilul proprietarului de cățel, în funcție de câine, în funcție de caracteristicile rasei. El este un câine care a fost abandonat. El este un câine viezurică. Ia vino încoace. Hai, șezi. Bravo. Ia, treci la pas. Treci la pas. Șezi. Dă-mi lăbuță. Bravo. Dă-mi lăbuță. El este un câine care n-a fost dresat pur pozitiv. Un câine abandonat care avea probleme de comportament și aceste probleme de comportament au determinat proprietarii să-l dea pe stradă. Eu am început reabilitarea lui acum foarte mulți ani, acum are 9 ani de zile, când l-am recuperat de pe stradă și l-am salvat cu toate problemele lui, avea un an jumătate. Cam ce credeți voi dacă eu n-am folosit dresajul pur pozitiv în reabilitarea și educația lui și am folosit și alte instrumente pe care
unii sau majoritatea dresorilor pozitivi le blamează. Cam ce credeți că s-a întâmplat cu acest câine din moment ce am o relație atât de bună cu el? Ia să te vedem, mă. Ești gata? Zim. Uite-mă că e gata, mă. Ia, ia să te vedem. Vino cu acest. Cam așa ar putea să arate o lecție de dresaj cu un achitainu, nu, Cătălin? Da, da, aici. Ce faci acum cu el? Aici. Acum facem un pic de disciplină bazată pe atenție. Ok? Atenția în dresaj este foarte importantă. Ia, treci la pas. Bravo. Pas. La picior. Șez. Înapoi. Bravo. Ia, înapoi. Bravo, vizor. Înapoi. Bravo. Aproape. Ia, treci la pas. Pas. Stai. Culcat. Așteaptă. Bravo. Hai, aici. Bravo. La picior. Culcat. Mort. Așteaptă. Hai. Oare de ce am eu acest câine alături și după atâția ani? Și am o relație foarte bună cu acest câine și practic viața lui a fost salvat. Credeți-mă, este un câine cu o personalitate extrem de puternică, un câine care a fost abandonat din cauza problemelor de agresivitate, de caracter, problemelor de comportament. E, dacă eu îl am alături și câinele se simte atât de bine alături de mine, avem o relație armonioasă, după atâta timp și viața lui a fost salvată, și eu n-am dresat câinele acesta pur pozitiv, cam care este concluzia? Most people who use these kind of things when training have no idea of the psychological negative impact it's having on their dog. Because so many trainers use stuff like this, and so many people validate their use. To me, though, and to thousands of trainers like me, and the best scientists and behaviorists in the United States and around the world, these contraptions are plain abuse. Oameni buni, dresorii pozitivi vor spune așa, vedeți asta? Medieval dog training. Aceasta este o zgardă, un instrument de tortură. Aceasta, eu o numesc o zgardă metalică, o zgardă tip coral, și în termeni populari cunoscută ca zgardă de forță. Da? Nu ne ferim de cuvinte pentru că nu reflectă cuvintele ceea ce neapărat ceea ce vor unii să sugereze, dar ei vă vor impresiona arătându-vă zgarda asta ca fiind o nenorocire. Da? E, eu vă spun că folosesc această zgardă și oamenii cu care lucrez, pe care îi ajut să-și dreseze câinii, folosesc această zgardă și vă pot spune că această zgardă implementată corect este de mare ajutor. Câinele care trage într-o zgardă plată și practic se sprijină pe ea și înnoată cu picioarele în toate direcțiile, în această zgardă nu va mai putea să facă asta și deodată se schimbă paradigma. Va merge pe picioarele lui și în momentul acela vei putea, prin positive reinforcement, ceea ce le place acestor dresori pozitiv să folosească ca o sintagmă puternică, întărirea pozitivă va putea să intervină apoi și să ofere câinelui această diferențiere. Trăgând în zgarda asta, vei fi sensibilizat, deci nu poți să te mai proptești în ea, că ăsta este scopul. Da? În schimb, dacă mergi pe picioarele tale, vei primi recompensă. Și câinele alege varianta asta. Totodată, nemai putând să tragă în zgardă, pentru că nu poate, efectiv, nu este ca o zgardă plată, deci nu poate să tragă în ea, poți, ai șansa să crezi în memoria motrică a câinelui acest tip de mers pe picioarele lui versus acel tip de mers trăgând în zgardă și înnotând cu picioarele în toate direcțiile. Sunt două tipuri de mișcări din memoria motrică a câinelui pe care noi trebuie să le confruntăm. Pe una să o descurajăm, pe una să o încurajăm. În primul rând, trebuie să sensibilizăm câinele să nu mai poată să tragă în zgardă, apoi să încurajăm noul comportament. Și ce va face câinele? Surpriză! Va merge frumos
și va înțelege că sugestiile din zgarda asta, care sigur că da, trebuie să fie fine și trebuie să fie moderate, suficient adaptate la stilul câinelui, vor fi cele mai bune prietene ale lui, pentru că semnalele din această zgardă vor prevesti recompensa. Ea vede chestii, lasă-o să se ducă și tu pleci ușor, ușor încolo. Și o deviezi pe tine. Bun. Deci ei vă vor spune că acesta este câh. Lesa aceasta o vedeți? Dresorul pozitiv care s-a ocupat de cățelușa ciobănesc german de un an de zile, a cărui evaluare o vedeți în acest clip al nostru, a spus că această lesă este câh. Această lesă nu e bună de nimic. Lesa retractabilă pe care mergeți acolo sus pe canal și veți vedea despre ce este vorba cu lesa retractabilă în playlistul predresaj. Veți vedea cum un pui a ajuns să meargă, un pui de Akita a ajuns să meargă datorită acestei lese. Ilinca-i și ilinca se poate îndepărta. Indiferent cât de departe se duce, câinele se hotărăște să o urmeze și apucă să marcheze acest comportament cu recompensă. Continui să mergi și ce crezi că face câinele? Te urmează fără să se mai potignească, da? Da. Și ce crezi că face câinele? Suportă și soarele pentru a aștepta să câștige o recompensă, da? Bravo, băiatu! Foarte bine! Bravo. Nu blochezi, nu-i chem! Cheamă! Hai, Iuto! Nu face! Bravo, tati! Ești mega tare! Și acum vii și mai faci o dată. Da. Mititica! Și acum chem. Hai, Iuto! Iuto, nu face! Bravo! Bravo, tati! Te-ai și ajutat! Bravo, mă! După cea mică! Un ciobănesc german negru se mișcă extraordinar și poate fi dresat în mediul real datorită acestei lese retractabile. Căutați acel clip în playlistul lecții de dresaj cu ciobănescul german și veți vedea în mod detaliat aspecte despre această lesă. Dar dresorul pozitiv le-a spus oamenilor că nu, așa ceva nu, nu este bună de nimic. Pleci prin spatele ei încoace, tu te uite spre poarta. Du-te. Nu, tragi, nu faci nimic. Da? Las-o să se ducă, vino spre mine, pur și simplu, fără să tragi. Vino. 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 Ia distanță. Așa. Și acum mergi. Mergi acolo. Ce-a făcut cățelul? Și a încetinit în jurul tău, da? Bun. Mergi încolo. Vino și înapoi. Sau mergi încoace. Mergi. Da, dar o să găsim acolo imediat. Da. Du-te mult în spate, fără să-i spui nimic. Cheamă. Te duci. Ce face câinele? Și vino. Și vino la fel, înapoi acum, da? Așa, vino. Liniștită. Te oprești și vino aici. Nu. Nu stai? Stai. Bine. Ce-a făcut câinele? A văzut că... Plimbă-te singur cu ea, așa mă. Plimbă-te mă singur cu ea. Bă, dacă știi tu să te plimbi cu ea singur,
Dacă vrei tu să te plimbi singur cu el, hai mă la plimbare atunci. Așa mă, du-te la plimbare mă, dacă știi tu să te plimbi singur cu el. Această lesă nu este bună de nimic, dar noi o folosim. Această zgardă este o zgardă cu telecomandă, da? Pentru a vă manipula, dresorii pozitiv vor spune că este o zgardă cu șocuri electrice, o zgardă cu curent electric, o zgardă care aruncă patrupedul vostru în aer. Tot în lecții de dresaj mergeți acolo pe canalul nostru de YouTube și vedeți clipul cu Sky, cu câinele Husky, care are mai multă libertate de mișcare și de a se bucura de viață datorită acestei zgârci și lucrului condiționării corecte la semnalele din această zgardă. Dresorii pozitiv vă vor spune această zgardă este un instrument de tortură și vă vor da niște argumente că tulbură câinele, îl distruge psihic sau îl va arde la gât. Vor folosi tot felul de sintagme extreme cu profundă conotație negativă ca să vă sperie. Dar asta numai în ideea de a vă manipula și de a vă convinge, din păcate prin minciună, de cât de rele pot fi instrumentele în dresaj. Eu vă pot da încă câteva denumiri ale acestei zgârci. Și nu pentru a vă manipula, ci pentru a vă informa corect. Și voi spune, zgardă cu telecomandă, lesă wireless, zgardă cu vibrații, ceea ce, din păcate, dresorii pozitiv uită să amintească că aceasta are un sistem de vibrații. Vibrația este cea pe care o simțiți și voi în telefon, nu cred că sunteți traumatizat de acest semnal tactil. Zgardă cu electrostimulare. Electrostimularea vine prin intermediul unor baterii, așa cum aveți bateriile din telecomanda de la televizor. Dar nu are nicio legătură cu curentul 220 din perete, așa cum vor ei să vă manipuleze băgându-vă în sperieți. Și această zgardă, ca oricare altă zgardă, fie ham, fie halti, fie zgardă plată, dacă nu este folosită corect, bineînțeles că dăunează. Și o mașină, Ferrari, dacă o ai, este o mașină bună, o mașină de calitate, o mașină scumpă, dar dacă o folosești incorrect și abuzezi de potențialul acesteia, vei ajunge să mori cu creierii împrăștiați pe parbriz. Dar ei vă vor spune că este o nenorocire această zgardă. Deci așa? Așa ar face cu oricine? Ia, încearcă să mergi în coace. Treci în coace, da? Hai, du-te-n și mergi normal. Îndepărtează-te de el, aproape-i spui. Rămâi pe loc. Te întorci către stânga în loc. Mergi drept. Stai că la hali ceva. Către stânga în loc. Stânga în loc și mergi drept. Stânga în loc. Te îndepărtezi un pic de el și pornești cu pas. Ce să vezi? Noi trainerii echilibrați. În limba engleză, sintagma este balanced dog trainer. Noi trainerii care menținem un echilibru între pozitiv și negativ,
Noi folosim și această mingiuță. Veți vedea în clipul cu Badu, cu Ciobănescul Negru, cu desensibilizarea și lesa retractabilă, veți vedea cum acest câine lucrează pentru a câștiga acest obiect. Da? Deci, în dresajul echilibrat, exploatezi ceea ce înseamnă instinctele câinelui și instinctul de vânătoare poate fi un instinct care duce educația la un nivel de performanță. Deci folosim încurajarea pozitivă și recompensarea în dresajul câinelui. Ce să vezi? Dresorul echilibrat folosește acest instrument pentru a construi condiționări cu câinele și pentru a încuraja câinele să învețe foarte repede ce vrei de la el și ce comportamente alternative are la dispoziție pentru a câștiga maximum. Care este asocierea? Păi, este așa. Dau click, arunc mingea. Marchez comportamentul, ofer recompensa. Câinele va iubi sunetul ăsta și își va însuși foarte repede comportamentul pe care vrei să îl inițieze pentru a câștiga recompensa. Aici. Dresorul pozitiv îți va spune că chiar își va atârna aici la brâu ăsta ca să vă explice cumva printr-un mesaj subliminal cât de pozitiv este el și că acest sunet și acest clicker este simbolul dresorului sau dresajului pozitiv. E ce să vezi, sunt nenumărați specialiști în Balanced Dog Training care folosesc și acest instrument cu succes de multe ori mai bine, cu mai multă calitate decât cei care se autodenumesc Pure Positive Trainers. Ok? Deci, toate acestea sunt elementele constitutive, instrumentele de care un dresor echilibrat se folosește pentru a ajuta un câine, pentru a instrui un proprietar să poată să facă lucrurile. În momentul în care excluzi, aceste instrumente și nu le combini într-un mod armonios, câinele are de suferit.